Deși pomul de Crăciun din Piața Mare Adunări Naționale a fost deja amenajat, încă nu se cunoaște când în capitală va fi dat startul sărbătorilor de iarnă. Potrivit responsabililor de la primărie, autoritățile încă nu au definitivat planul manifestărilor culturale. Deși pomul de Crăciun din centrul capitalei deja a fost instalat, autoritățile încă nu cunosc când va fi dat startul sărbătorilor de iarnă. Asta deoarece încă lucrează la un plan, iar odată ce acesta va fi gata, în Chișinău vor fi aprinse luminițele de sărbători, iar târgurile de Crăciun vor fi deschise. Chiar dacă responsabilii de la primărie spun că nu știu când vor aprinde bradul din centrul capitalei, în oraș spiritul sărbătorilor de iarnă se resimte tot mai mult datorită figurinelor și luminițelor instalate. Noi pregătim tot. Dacă este preconizat, de exemplu, dacă se finalizează tot pe 14 și atunci și pe 15, dacă tot se finalizează pe 15 și atunci pe 16, cum sunt finalizate toate lucrările, cum automat anunțăm. Am încercat să aflăm și opinia populației. Dacă unii sunt de părere că bradul poate fi inaugurat și mai târziu pentru a economisi curentul în plină criză energetică, alții spun că abia așteaptă startul oficial al sărbătorilor. Eu cred că au apărut careva litigii sau piedici, ceea ce i-a făcut să amâni startul sărbătorilor de iarnă. Eu cred că poate nu e atât de mare această problemă, important ele că să fie și noi să ne bucurăm de ele. În contextul crizei de energie, autoritățile decid cum e bine și cred pentru populație. N-am auzit, dar mi se pare logic. Și eu când mă trezesc și este o pană de curent, mă întristez, dar sper că va fi. Consider că se poate de făcut o puțină economie, luând în considerare faptul că suntem în această perioadă mai dificilă. Adică ar fi ok și dacă ar fi mai puțin luminițe decât de obicei. Dar pomul de Crăciun trebuie neapărat să fie. Eu cred că da, totuși e o sărbătoare importantă și creează o atmosferă mult mai frumoasă. Dacă și va fi mai târziu cu o săptămână, două, nu este o problemă deloc. Cred că în cazul dat trebuie să ne gândim mult mai mult la societatea care este cu un nivel jos de trai. De cealaltă parte, unii spun că nu își pot imagina sărbătorile de iarnă fără inaugurarea pomului de Crăciun. Oricum, este o criză, nu e o criză, dar o dispoziție de Crăciun e necesară. Viața merge înainte. Potrivit unor calcule făcute de primarul Ion Ceban, toate decorațiunile din oraș ar consuma tot atâta energie cât consumă un bloc de locuit cu 25 de apartamente. Autoritățile locale planifică să cheltuiască aproximativ 1 milion de lei pentru ceremonia de inaugurare a bradului și spectacolele din această perioadă. Anterior, consiliera primarului general a declarat pentru TV8 că 90% din decorațiunile de Crăciun ale capitalei au fost cumpărate de primărie și preturile de sector în anii trecuți. Totuși, câte ceva se va procura și în acest an. De exemplu, pe site-ul elicitatie.md, pretura sectorului Ciocana și anunță intenția de a achiziționa o instalație decorativă care va costa bugetul municipal aproape 200.000 de lei.